Inima ta, inima ta mă joacă așa, banu, bada, bada, banu, mă pune pe foc și eu nu prea. Oh, dar ce punctuală sunteți! Ei, meseria! Și mă și grăbesc cu pozele la redacție, că trebuiesc paginate, retușate. Înțeleg, ca să iasă bine, să nu fie rău, cum zicea filozoful. Toată echipa locuiește cu dumneavoastră? Poftiți cafeaua mea! Spune și tu că nu, că altfel scrie asta că ești chitră, că vrei să-mi pasă hangaralele cu ăștia. Un cârcel. Un cârcel era. Nu, să știți că toată echipa a rămas doar seara trecută ca să lucrăm pentru confruntarea finală. Dar acum pleacă fiecare la casele lor. Hai, echiparea, că într-o oră trebuie să fiți la sediu, că avem treabă. Că de acum încolo fiecare minut contează. Hai. Pozele, că mă grăbesc. Corect, pozele, da. Poftiți să mă faceți arătos. Sunteți arătos. Mersi, te țin minte. Ce hulbezi ochiul ăla la mine, Smigel? Ce te uiți așa? Dacă scrie aia că a vrut să o cumpere cu vreo funcție, vrei scandal tocmai acum în pragul alegerilor? Dar nu a pomenit nimeni nimic de nicio funcție, da? Poate a zis că o ține minte doar așa, s-o scoată undeva. Așa, dracu, pupăză, tu vrei să o scoți? Băi, ia, încetă toată cu tâmpenile! Nu asta este problema noastră acum! Din clipa asta și până la alegeri nu mai stați niciunul aici peste zi! Că n-am chef să scrie presa că v-am adus aici de chitră ca să par cheltuielile cu voi! Vă treziți la prima oră și plecați la sediu! Și mai veniți noaptea la culcare! Eu n-am nimic împotrivă, pupăză! Dacă vrei, nu mai vin deloc, frate! Dorm la sediu! Excelentă idee! Ce? Bă, ați înnebunit complet și voi! Mă rog, eu o să trebuiască să vin acasă, că eu acolo nu pot să mă machez, să-mi pun peruca, că mă prind paparații naiba și eu peste noapte mă mănâncă peruca. Poți să rămâi aici cu condiția să nu ieși din dormitor, că nu puteți să dormiți toți la sediu, are dreptate. Păi nu, putem toți acolo să dormim. Ia zi, când ne întâlnim, că avem de recuperat. Diseară? Nu cred că pot diseară, că am un program extrem de încărcat. Da, și cu pupăză și consultații la cabinet, o să fiu frântă. Hai bine, lăsăm pe altă dată. Ok, acum, ce să... Spune-mi când ești mai liberă. Spune-mi tu când ești ocupată sau liber. Eu? Uite pe program aici, că e program pe toată săptămâna. Poponețule, vino până la mine, rapid. Uite-te tu, că mă întorc imediat. Da. Da. Deci aici... Ai rezolvat deja? Da. Când auzi că ești aici, mi-a dat drumul imediat. Cred că e frică de tine. Ia zi, te-ai uitat pe program? Eu mâine sunt liber. Ne vedem? Am văzut, da. Dar eu mâine nu pot, că Vârlavu are conferință de presă la Cotroceni. Abia poi mâine sunt liberă, da. Atunci intri tu de serviciu. Mă, știi ce nu înțeleg eu? De ce trebuie să dormi tu aici? Că dorești cu o proprietară la casă. Nu poți să zic că presa că stai acolo doar ca să parte chitra hangaralele. Că ești trecut pe acte, nu? Păi aici e problema. Că încă nu sunt trecut pe... Nu. Încă nu sunt trecut pe acte. Cum nu ești, mă? Nu sunt, că chitra încă nu mi-a făcut donație pe jumătatea mea de drept. Chitra nu e pupăță. Chitra e mămica, da? Chiar așa, mă, Cogule! De ce duci, mă, la măta? Că în felul ăsta îmi puși doi iepuri într-o singură lovitură. Dormi și liniștit, cocolo și dă măta, și ne faci și nouă o campanie la țară, că acolo să câștigă alegerile. Nu merge, bă, nici varianta asta, că dacă mă duc la țară, trebuie să o iau și pe Ginea cu mine. Și aia nu vrea. Și dacă vede mămica că mă duc singur, să prinde, că n-am înaintat deloc cu relația și... Ia stai. Tu ce faci, mă? Tu vrei să mă ușchești de aici? Faci orice ca să rămâi singur? Nu, mă! Stai liniștit că nu mai sfărăi. A, bă, dacă nu mai sfărăi, nu mai e nicio problemă, mă. Păi, atunci du-te tu acasă. Ca să nu ți-o pui pe ea în cap.
Și acum apleacă-te și freacă-mi podeaua. Menajeră obraznică, hai! Ups! Ce faci, cucule, mă? Ce cauți acasă? Adică vreau să spun... Ceea ce vezi nu-i ceea ce pare. Adică nu frești podeaua ca o menajeră? Ba da, ba da, ba da, o frec, că el m-a pus. Că de când nu mai sunteți aici, nu mai are cine să-și mătruiască și el vrea să lungească tot. Că poate vine în vizită ziarista aia de-i făcea ochi dulci. Tu ce cauți, băi? Și, Vandame, că ai zis că dorm la sediu, așa te lăudai. La sediu, popoță, dar Gogoașa m-a trimis acasă, că o știe pe asta geloasă și a zis să nu iasă scandal acum, înainte de alegeri. Ce drăguț, Gogoașa. Da, și un bou! Pentru că dacă te vede presa acolo, e chiar mai bine. Că o să spunem că lucrezi zi și noapte la proiectul de autostrăzi al ministerului. Că o să fii la transporturi, nu? Normal că la transporturi o să fiu. De-aia zic. Da, nu, ce să zic. Eu mă bucurasem că ai venit. Da, acum dacă trebuie, trebuie, du-te. Mă duc și are dreptate și ăsta. Șterge ca lumea pe jos, că vine fata aia, ce vrei să scrie urât de el în presă? Șterg, șterg. Peste tot șterg. Bună. Rezolvat! Putem să ne vedem! Nu e cazul să lipsești de la serviciu pentru mine, Doamne ferește! Stai liniștită că am făcut eu toată tura până în seara târziu, fac și azi toată ziua și mâine sunt liber când ieși tu! Mai, nu e cazul să te autodistrugi pentru atâta lucru, că mai sunt zile, nu? N-au intrat întâlnirile în sac. Nu, dar oricum am rezolvat acum, ce să mai plus că nu-ți face griji, că nu sunt sensibil, sunt tare ca o stâncă, uite! Stai! Spune-mi când ne vedem și la ce ori. Puțin să-mi consult agenda, că nu știu pe tine afară, da? Hai că am fugit, că are treabă cu mine vârlavul ăsta, Matescu, te sun eu. Hai, pa! Păi când mă suni, că mâine sunt liber. Bună ziua! Salut! Matescule, mi se pare mie sau Popuneț este la birou de ieri și iese abia mâine dimineață? E singur polițist pe care îl mai are secția asta? Vrei să scap de el, să moară aici de epuizare? Măi, te-o stai un pic, că nu eu l-am pus. El singur s-a cerut în tură din exces de zel. Zi-mă, Chiorete, nu-i așa? Exact! Căci că fiindcă vrea să evidenția în fața ta ca să-l pui tu ministru, ori șef de secție, ori șef de ceva. Are obsesia asta cu șefia. Eu zic că trebuie să-l tratezi, pentru că este de datoria ta că tu ești psihologa secției. Uite, o să-i dau liber o săptămână să vină la tine la cabinet. Nu, că... Asta i-ar agrava starea. Păi dacă el e obsedat să intre în misiune, asta înseamnă că e orcoolic. Chiar dacă voi îl scoateți din producție, o să aibă un atac de panică. O să găsesc eu o cale ca să nu mai plece în misiuni pe teren. Că statul la birou n-a extenuat pe nimeni, nu? Ok, cum zici tu? Tu ești psiholog. Hai că te anunț eu cum facem cu tratamentul, pa! Pa! Sărăt măile! Ce nebun, bă, Chiorete! Fii atent că e și de datoria ta să-l împiedici să mai plece în misiuni! L-ai sfărăit pe dracu, sfărăitorule! Hai, du-te de aici! Dacă voiai să te cred, trebuia să mă înregistrez, să-mi arăți dovada! Cu ce să te înregistrezi, mă? Cu telefonul! Cu telefonul! Dar ce aveți, mă? Ce aveți? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, popoță? N-am putut să închid un ochi de joacă ăsta. A sfărăit de s-a crăpat în cuiala. Ah! Unde s-a crăpat? Gogoașe, să știi că o repar pe banii tăi! Încetează, disperatule, că era o glumă. Și n-am sfărăit, da? Bă, tu ești surd! Popoță, eu aici cu ăsta nu mai dorm. Ori îl iei înapoi în vile, ori îl trimiți la Măsa. Chiar așa? Auzi, de ce nu te duci tu, mă, la Măta? Și cu ocazia asta faci și campanie pe acolo, că la țară se câștigă alegerile. Exact, asta i-am spus și eu. Păi... Dar el nu și nu, ci că nu poate fără Gina. Exact, că o să mă întrebe cu Toranța, de ce nu e cu mine? Păi de ce nu e cu tine? Tu îi spui că s-a dus până în Spania ca să-și vadă copilașul, mă, ca să departe de el și că e dor. Gândește-mă și tu. Deci o să mă crede de-n părți. Păi atunci fii atent, iei și pe naș cu tine ca să confirme. Zici că au venit ca să vadă și unde o să se facă nunta, cum merg pregătirile. Așa, da. Veniți, da? Nu! He, vezi că vin, cum să nu vină? Pentru că fac și interes electoral, să câștigăm și provincia. Hai, pregătiți materialele electorale. Hai, băi, șagăre, Junior. Bă, ce, că n-am dormit mai când și la Măta, la țară. Bă, tu ai nebunit! Mă trimis la țară? Vrei cumva să-ți faci timp pentru ziarista aia? Hai tu liniștită, că o să găsesc eu ceva cu care să te rețin în ultimul moment.
totul e calculat. Să numere monedele? Da, e o terapie de calmare americană, ca aia asiatică, cu număratul babelor de orez. Fiecare cu ce are? Exact. Număratul va face să stea în secție și să își focuseze atenția pe monede, astfel că va uita de obsesia pentru misiuni și avansare. Păi și după ce termină de numărat, ce mai facem? Păi, Toma, asta este misiunea voastră. Voi trebuie să-l încurcați discret ca să nu termine număratul până nu se termină misiunile, da? Mă bazez pe voi. Hai, baftă, succes! La revedere, au! Mi-a zis Teodora că m-a chemat șef. Da, mă, Poponețule, uite, a venit unul care i-a dat o amendă grasă și a dus săculețul ăsta de monede. Vrea să plătească cu el. Noroc că l-am abordat eu înainte să ajungă la casierie, că i-am înțeles strategia. Se gândea că casiera noastră o să numere vreo două ore și o să ne blocheze încasările. Foarte tare! Și eu ce să fac? Păi uite să-ți explic eu. Numeri monezile astea, le așez pe fișicuri și le depui tu la casierie. Hai mă, șeful, mă, că eu n-am răbdare de prostii de astea, mă. Eu sunt om de acțiune, eu mă duc pe teren, eu mă lupt cu borfașii. Nu sunt șoarece de ăsta de birou, adică contabil. Da, mă, Poporețule, știu, eu nu știu cât de acțiune ești tu, numai că eu te-am ales pe tine, bă, pentru că tu ești cel mai inteligent și ești cel mai aplicat pe matematică, bă. Pe cine vroiei să pun? Pe prostovanul de mușchiolica? Pe incultul de chiorete? Ia zi, mă, o bazez pe tine în continuare sau nu? Bineînțeles, șefă, mă, ce să mai... Aia? Într-o oră le rezolv. Bună! Bună, Teo, avem o problemă. Afla tema. Nu afla tema, pupăză. A aflat pupăză. Pupăză vrea să mă trimite la țară la Gogoș și să fac campanie electorală. Deci nu ne mai putem vedea. E, lasă că rezolvă fata. Da, o să-i spun lui pupăză că am o treabă cu tine în ultimul moment și o să plece doar Rema. Și cine o să rămână acasă singur, singure și o să-și facă de cap? Eu. Și cine se ocupă de capete? Cine? Psihologul. Stă-mă să te ajut și o să plecăm împreună acasă. Da, te rog frumos, nu-mi trebuie, mulțumesc, lasă-mă pace. Că șeful mi-a încredințat mie această misiune și eu trebuie să o duc singur la bun sfârșit. La cât a rămas? La 412. Sau la 683? Pă la vreo 151. Acum am înțeles, hienelor! Vreți să mă sabotați ca să n-apuc eu să termin până se închide la caserie, nu? Adică în vreo 10 minute. Poate, speratule, că n-a vrut nici dracu să te saboteze. Și dacă nu termin de numărat, care-i problema? Du-te și de la caserie, leafa, dar ai luat-o astăzi. Și te reglezi mâine cu monedele. Când vii să numeri iar la punguța cu 2 bani. Sau, mă rog, cu mai mulți bani. Dar știi că nu e o idee rea? Mersi, mă! Păi ești nebun! Păi n-a zis, bă, șeful, să-l întârziem cât mai mult cu numărătoarea? Mai pardon că mie mi-a zis să fac tot posibilul să nu mai țiu așa mult pe acelea pe la muncă. Că e tralala și în ultima perioadă a devenit orcoholic. Ce-a devenit, mă? Cum să devină, mă, ăsta? Că nu l-am văzut niciodată că a pus gura pe băutură. Ia uitați-vă, mă, cine-i mâna dreapta lui șef? Bună! Bună! Păpuneți e pe aici? Bună, Teo! Bună! Cărui fapt datorez plăcerea? Mi-am controlat agenda și eu sunt liberă de seară, așa că dacă vrei să ieșim... Vreau normal că și eu sunt liber! Ești sigur? Vin să te iau pe la 8, să mergem într-un local din ăsta de fițe! Da, cum că te aștept, pa! Bravo, frățioare, ai lovit în plin! Te arunci la scumpeturi, local de fițe! Cu ce plătesc? Cu ăștia! Nu mai e greu să nu-ți dea haiduci, chiorâși la pungă! Bă, dă-te dracu! Nu era o aluzie la tine. Gogule, abia aștept să ajungem la Măta la țară. Respirăm și noi un aer curat? Da, bă, le gard în grajdi, găinați din coteți. Nu mai copi, Gogule, că nu o fi dracu atât de negru. Nu, dar bivolul e. Stai că-mi țări, uite, era dat pe vibrații, mă. Da, Teo! Hai mă, cine ai băcat, abia am plecat de acolo. Chiar vă bate joc de mine, m-am muncit ca pe hoții de cai. Ok, vin. Trebuie să ajung până la sediul de campanie să iau niște afișe. Să le lipim în toate gările în care oprește trenul. Okay. Luați-o voi înainte și ne întâlnim la gara. Vă ajung eu din urmă, da? Da, da, da. Și bagajul tău cine crezi că le... Hai, agață-te de el, că nu ți-l car eu.
Bine, mă, hai, luați-o voi înainte. Da, bubăză. Acum? Păi, măi, tu ai uitat că eu trebuie să plec cu Gugoașa la țară? Ok, ok. Of, ce mai? Trebuie să dau o declarație de presă, că Cica a făcut un idiot niște acuze la adresa noastră. Măi, Gogule, du-te tu înainte cu Van Damme, că vin și eu, că la mine mai durează. Hai, du-te că ajunge ăla la gara înaintea ta. Că ăsta nu-l iau. Haide, haide, haide că ne vedem acolo. Da. Cerem nota? O, de ce? Hai să mai bem o cafeluță. E târziu pentru cafeluță. Și ce, dacă doar nu s-a terminat seara aici, nu? Onețule, e nebunut, sunt Dita mai consiliera prezidențială. Am o imagine de păstrat, nu pot să mă pipăi în cârciun ca asistentele TV, da? Nota, vă rog! Stai, ok, nu te mai pipăi, dar haide să mai stăm, de ce ne grăbim? Ca să nu ne măture ospătarii, de-aia ne grăbim. Plătești? Da, da, imediat. Te rog. Glumești? Doar nu vrei să plătești cu aia, nu? Ce, nu sunt și ăștia bani? Bă, tu vrei să mă faci de rahat să stăm o oră până numără ospătarul banii? Am înțeles, să faci special, ca să plătesc eu nota. Bine, mă, bine o plătesc eu, dar nici nu că mă mai vezi a doua oară la întâlnire. Că dacă voiam să umblu cu chitre, mă cuplam cu pupăză, mă, da? Ia de aici. Uite, păi mie am dus la caserie, pentru că n-am avut timp să-i număr pe ăștia din cauza la nenorociție aia, că trebuia. Am vrut să mă văd cu tine, mă. Că vine primăvara, cirip, cirip, cipa. Multe păsări vă cânta, coco și pupăsa, coco și... Gogule! Ce dracu cauți, mă, aici? N-ai plecat? Nu, ca sigur voi nu mai veniți la țară, că știu că nu vă place acolo. Ori plecăm toți trei, ori nu mai plecăm deloc. Da. Dar, Mătăluță, ce faci așa exfoliată? Asta... Hei, a fost vrăjeală de la început, ca să poți să te hârjunești cu... Pupăsa nici de acasă, da? Păi eu ce spun, exact, pupăsul nu e acasă și poți să te hârjonești nestingherită cu Van Damme. Dar ești așa, decojită. A, da? Da. Da, sunt, da. Exact. Adică nu de-aia, auzi, Gogule, termină odată cu tâmpenile astea. Sunt așa pentru că n-am mai avut schimburi, da? Când Van Damme când a plecat, a luat rucsacul meu cu hainele mele în el. Da? Ah, iubito. Ce scump a fost. Oh! Ce faci, dragă, așa? Așa? Și-a despuiat, dragă, tu vrei să ne faci probleme cu Van Damme? Te-a nebunit abstinența? Lasă pupoză că o rezolv eu. Adică mă duc la sediu să-i aduc hainele, că am curcat Van Damme bagajele și hainele ei au ajuns la sediu. Dar, Mătăluță, ce faci cu șampania aia? Sărbătorești că scap de noi? Exact! Adică, termină-mă, paranoicule! Șampania asta am adus-o ca să o servesc pe ziarista aia mâine, ca să te duci tu după hainele alea odată, nu vezi cum stă asta aici? Madame, ce faci? Cum ce fac, mă, Gogule? Uite, întind afișele, mă! Întind afișele astea electorale că au fost făcute sul și nu putem să le lipim așa pângări. Da? Da! Bună! Aolo! Teo? Da. Mă, ce vreți toți astăzi, bă, cu șampanile? Pentru cine? Asta e pentru... tanti! Pentru tanti, măi! Din partea mea! Mămica nu mai bea! Dar dacă tot ai adus, o să fie primit. Că eu dau lupul păză, o să dea la ziariști. Că mai bine să dea două șampanii în loc de una. Că o să zică ea că nu e chitră. Hai, mersi. Van Damme, hai că pierdem trenul. Hai, mișcare mai ruptă. Și ia și boarfele lui nevastăta, că e luat lucrurile ei. Din cauza moneziilor tale, mă crede pe mine, te ochitră. Rezolvi problema asta imediat. Că altfel îi spun lui domnul Chestor că se bagi în viața personală a agenților. Ok, ok, mă, calmează-te că o să rezolve. Uite, pleacă într-o misiune să te mai relaxezi și mă ocup eu de tot. Mă duc! Da! Du-te! Te-ai folosit de mine! Da! Nu era niciun tratament ăsta cu monezile, ci doar o strategie de-a ta ca să scapi de avansurile lui Poponeț. Rezolvi imediat problema sau îi spun adevărul? Ok, ok, o să vorbesc cu el. Vorbește acum, ca să fiu eu sigur.
Bine, bine, gata. Telefonul. Bună! Îmi pare rău pentru faza de aseară, dar încă am exagerat. Știu că nu ești chitră. Și uite, ca să mă ierți, ne vedem din nou diseară? Frăjeala tu, bă, Pinocchio, că am auzit că nu mai vrea să vază cu tine, că ești chitră. Zi mai bine că vrei a pleca pe Șestache în misiune, ca un orcoholic obsedat de avansare ce-mi ești. Dar nu o să te las. Nu, că nu vreau să te apă în conștiință mort. Tușează acilea și hodinește-te, că de misiune mă ocup eu locul tău. Chiar de nu, bă! Băi, deschide-mă! Momentan nu pot să vă răspund. Vă rog să-mi lăsați un mesaj după bip. Poponețule, haide că eu sunt la restaurant și plătesc eu nota. Stai liniștit că doar eu te-am invitat. Dar hai, grăbește-te că mai stau maxim 10 minute, da? Teo, sunt închis în baie! Nu sunt chitră, să știi! Teo, mă auzi? Nu vedeți în ce hal arătați? Ca să nu mai zic de cum mirosiți! Mai arătăm așa pentru că ne-a pus baba aia nebună să rănim grajdu! Și la grajdu, și la găini, și la vaci, și la pâși... Nu vreți să știu unde am mai rănit? Că să ne vadă tot satul că suntem vrednici! Să-ți faceți campanie poza! Păi și de ce nu v-ați spălat și schimbat și ați venit aici să-mi împuțiți mie sediu? Corect. Pentru că te-am scăpat din ghearele babei! Ce-am fugit? Ce-am fugit și n-am fugit direct aici! Tu de ce n-ai voce? Pentru că alergam în garul! Ia! Și-am încercat să fac sere cu el, dar n-a fost chip! V-am adus interviul! Bună! Dar ce-au pățit? A, ce să, nimic rău! A fost la muncile câmpului. A, și puteți să mai faceți un articol pe tema asta. Că electoratul trebuie să știe ce oameni vrednici și muncitori sunt în staful lui Pupă ZG. Păi și dumneavoastră n-ați fost? Pentru că electoratul e mult mai atent la ce face candidatul la președinție decât la ce face staful. Dânsul se duce azi. Exact! I-a lăsat pe ei să facă deschiderea ca la marile concerte. Dacă doriți, puteți să-l însoțiți ca să faceți poze, că o poză face cât 1000 de cuvinte. Nu-i așa? Da, să ia faceți de departe! Poftim? Ca să intre în poză toate vacile. Că e păcat. Păi, Chiorete, unde te uiți, bă? Uite-te aici toată ziua după că ai pe papere. Să trăiești! Ce să trăiești? Bine, bă, să nu trăiești! Bună! Teo! Da! Ce plăcere! Curui! Curui! Ce plăcere! Curui! Bine, da, a doua oară nici când mă mai vezi la întâlnire. Că dacă voiam să mă cuplez cu chitre, mă cupam cu pupă, pupă, da, mă! Mă gândesc! Ah, iubito! Oh, sole mi... Ah! Ah! Ce? Acțiune! Cum era? Bine, 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 bine.